Nu e posibil ca acum comunismul să ne sucească mintea, să ne... Păi o vedem în societatea românească, Lucian. Au apărut tineri care sunt comuniști. Pur și simplu. Nu vreau să dau nume, că nu vreau să intru în polemică. Au site-uri, au portaluri. Sunt infiltrați. Când spun infiltrați, vreau să spun că, ca și fasciștii, comuniștii sunt marcați ideologic. Ei sunt ca niște marcări injectați în sânge, ca să-i poți vedea cu aparatele de supraveghere, de scanare. Ei sunt nocivi, în sensul că ideile lor subminează baza păcii sociale, baza existenței unei societăți decente. Ei când reidentifică proprietatea privată ca fiind sursa răului, asta nu este doar o amintire istorică prostească a unor apoftecme care au fost rostite de radicali în secolul al XIX-lea. Este reluarea în condiții de cunoaștere istorică, pentru că noi știm la ce a dus desființarea proprietății private și a garanțiilor juridice care au însoțit proprietatea privată, noi știm la ce a dus, la pierderea libertăților cetățenești și la societăți totalitare, adică criminale. E bine, în condițiile în care noi avem această cunoaștere istorică, să vii din nou și să spui că Lenin nu s-a înșelat și că Lenin este o ipoteză interesantă și fericită, deci suntem într-o zonă. De-aia am folosit cuvântul infiltrare, pentru că este exact ca o celulă canceroasă care a reapărut în corpul nostru social. Dar este pericolul atât de mare, o amenințare, poate fenomenul original, în momentul în care poate nu contează. Ar fi un fel. Apar tot felul de secte, de, eu știu, tot felul de lucruri în societate. Poate e un fenomen marginal. În societatea românească este un fenomen marginal, însă trebuie privit contextul de ansamblu. Am spus că după al doilea război mondial, care a fost un război monstruos, care a produs 85 de milioane de victime, socotelile, din punct de vedere ideologic, politic și instituțional, cu regimurile fasciste și naziste, au fost încheiate, aceste socoteli, net. A existat un proces de condamnare și marea lucrare a memoriei europene în privința vinovățiilor legate de fascism și nazism a început să lucreze. Asta a durat decenii. Rezultatul, și instituțional și moral, este cu totul remarcabil. Pentru că nimeni nu mai poate fi astăzi nazist ori fascist cu conștiința senină. Dimpotrivă, regimurile comuniste s-au prăbușit în pace, slavă Domnului, fără să se declanșeze un război pentru asta, sau fără să fie uciși oameni altfel decât, aș spune, întâmplător prin excesele unor securiști sau gardieni, pentru că, în fond, și în România a fost un exces al unui dictator dement. Dar nu a fost o represiune care să dureze luni de zile sau ani de zile și așa mai departe. Nu vreau să diminuez deloc ce s-a întâmplat în Polonia cu legea marțială, nu, dar vreau să spun că, în linii mari, a fost un proces de prăbușire care n-a fost însoțit de mari pierderi de vieți omenești. Asta ar fi trebuit să fie cel mai bun început. În fapt, a fost începutul acoperirii memoriei comuniste. Pentru că factorul care a determinat în mod hotărător dorința tuturor politicienilor occidentali, ca și a moștenitorilor din interiorul fostelor elite comuniste, a puterii simbolice ori reale în societățile postcomuniste, alibiul cel mai însemnat a fost orientarea, să zicem, predominant de stânga a intelectualității occidentale, a părții bune din progresiste, din intelectualitatea occidentală și din mediul academic.
unde această orientare de stânga a făcut ca investigarea rădăcinilor răului comunist să nu poate fi făcută în condiții de claritate morală. Evoc în partea mea de contribuție la această carte discuția pe care am avut-o cu un profesor australian de istorie rusă, pe care l-am întrebat în seminariile pe care le are cu studenții lui la cât evaluează victimele regimului comunist în Uniunea Sovietică. A fost uimit de întrebare. Nu îi se părea că este importantă, pentru că punctul lui de vedere era că ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică este efectul regretabil când e vorba de foametea din Ucraina sau de războiul civil sau de victimele staliniste, pe care le socotea ca fiind în special victime în interiorul elitei comuniste. Erau efecte regretabile ale înapoierii unei societăți care se opunea modernizării comuniste. Deci să ai grila asta, că regimul comunist a reprezentat în esență un fenomen progresist de modernizare a unor societăți, cele din centrul și restul Europei, respectiv Rusia, înapoiate și care s-au opus modernizării, și rezultatul, din păcate, sunt aceste victime. Să ai această vedere este să nu ai claritate morală în ceea ce privește răul comunist. Din acest motiv, o idee care sucește mințile se spune astăzi la prezent. Pentru că, chiar dacă, așa cum ai întrebat, este această reapariție a ipotezei comuniste un pericol real și nu e vorba cumva de un fel de sectă, nu știu ce, eu spun că chiar dacă ei, din punct de vedere numeric, sunt o sectă, radicalii, să spunem, prin solidaritățile morale oferite de ideile de stânga, care astăzi domină nu numai intelectualitatea occidentală, dar domină în fond cu agenda progresistă, cu corectitudinea politică, care a devenit un soi de obligație morală în interiorul politicilor europene și din Statele Unite sau Canada sau Australia, deci Occidentul, inclusiv în sânul instituțiilor din Uniunea Europeană, în aceste condiții, prin solidaritatea de stânga de care vorbesc, nu s-a atins, Lucian, claritatea morală în ceea ce privește răul comunist. Ori noi suntem ca la sfârșitul ciumei lui Camus. Bacilul s-a retras, dar s-a retras în adormire. Din acest motiv, ideea care sucește mințile, când e vorba de comunism, se conjugă la prezent. Există o vârnă comună împotriva democrației liberale. Probabil că înțelegerea comunismului ne face să vedem această vârnă comună, care nu e chiar atât de vizibilă la prima vedere, să zic. Da, sunt de acord. Pentru mine, de-a lungul timpului, eu sunt, să o iau așa, eu sunt un om care am plinit 57 de ani, merge pe 58. Am văzut multe. Aveam 33 de ani când s-a prăbușit regimul comunist. Am trăit din plin toată tranziția și am trăit din plin, ca să spun așa, anii, nu spun cei mai răi ai comunismului românesc, dar cei mai mizerabili sub raportul umilirii societății în raport cu statul și cu elitele comuniste. Pentru că cel mai rău a fost în anii 50. Între 48 și 62, 63, sau să spunem 64, când s-au golit pușcările. Ăla e chipul cel mai hidos al comunismului românesc. Să nu-l uităm pe Dej niciodată. Criminalul a un titră este Gheorghiu Dej și elitele care s-au asociat atunci la conducerea țării. Nicolae Ceaușescu a fost un ucigaș timid. El a ucis punctual, dar ceea ce a reușit el să facă
a fost o umilire globală, o scufundare generală în mizerie, în delațiune și în promiscuitate morală a întregii societăți românești. Noi am ieșit după 89 din punct de vedere material, trupește, biologic trupește și social am ieșit în zdrențe, pur și simplu. Dar în zdrențe nu că aveam haine făcute zdrențe, ci trupurile noastre au fost făcute zdrențe. Noi toți o să murim mai devreme, cei care am apucat să fim destructurați de mizeria biologică a comunismului ceaușist, de faptul că n-am fost bine hrăniți, n-am fost bine vindecați atunci când ne-am îmbolnăvit și așa mai departe. Deci am văzut multe. Și văzând multe, am înțeles câteva lucruri. Sunt puncte de discernământ care semnalizează foarte puternic, ca un marker în interiorul organismului când se face un scan, care semnalizează punctul nevralgic. Și după părerea mea, judecata asupra capitalismului este nodul întregii judecăți politice. Democrația nimeni, nici măcar comuniștii, nici măcar, îmi vine să spun, naziștii nu au negat-o. I-au substituit un concept de democrație directă. Poporul și Führerul. Conducătorul îl duce și națiunea romană. Prin intermediul, firește, statului puternic. Pentru că există o obsesie la toți totalitarii a statului puternic, ei pretind că acest stat are o comunicare directă cu societatea, neintermediată prin corpurile reprezentative, electorale reprezentative, dar miezul judecății, de fapt, Lucian, este judecata asupra capitalismului. Pentru că capitalismul înseamnă individualism, înseamnă libertate și înseamnă proprietate privată. De fapt, ordinea este exact inversă. E libertate privată, este garantarea juridică a acestei proprietăți și prin garantarea juridică posibilitatea libertății reale. Ori miezul a ceea ce resping toți totalitarii este acest lucru, este capitalismul. Ei vorbesc de corporații, ei vorbesc de inegalități, dar de fapt aranjamentul fundamental este acela în care există o piață care, te rog să remarci de stângiștii noștri, cât este de criticată, este fetișizată ca fiind răul absolut. Totul, când spun ei cuvântul piață, e ceva groaznic, parcă suntem într-un lupanar în care totul s-a distrus. Dar piața, știi ce înseamnă? Înseamnă faptul că oamenii trăiesc într-un regim al schimburilor, al mărfurilor, în care prețurile nu sunt stabilite de alți oameni sau de către instituții sau de către birocrați, de către stat. Nu, ci de către ei înșiși, prin legea cererii și a ofertei. În mod fundamental, capitalismul este acel aranjament în care schimburile care trebuie să existe în orice societate sunt bazate pe prețuri stabilite pe piață. Adică ce poate fi mai echitabil? Eu nu spun că oamenii vor trăi, cum să spun, în paradis prin simplul fapt că ei trăiesc. Nu. Nu. Paradisul este ceva care trebuie dobândit și odată dobândit îl pierzi imediat, că asta e esența paradisului în viața în care noi trăim. Dar posibilitatea însăși de a-ți pune problema îmbunătățirii vieții tale sau a demnității vieții tale depinde de acest simplu aranjament, Lucian, în care prețurile nu sunt făcute de birocrații împuțiți care conduc sau ocupă vremelnic instituțiile statului, ci de către mine și tine prin faptul că evoluăm liber pe o piață a schimburilor. Este atât de simplu. Și să te revolți împotriva principiului libertății individuale în numele unui stat care cică ar face dreptate dacă ar avea toată puterea, asta este, pe de o parte, intelectualmente vorbind, culmea prostiei, dar din punct de vedere moral este viciul de care îți spuneam. Lipsă de claritate morală asupra comunismului.